Bunicul uneia dintre fetele care au participat la bătaia minorei din Târgu Jiu face mărturii șocante. Acesta spune că de când fata s-a mutat la mama, care este despărțită de tată, minora a început să bea, să fumeze și să aibă un anturaj foarte rău. Mai mult, se pare că atunci când a văzut imaginile, bunicul a sesizat polițiștii, deși știa că și nepoata lui este vinovat. Fata a stat la noi până în anul 2020. A fost la școală, era premiantă, rezultate foarte bune, n-a avut anturaje dubioase, adică nici n-avea posibilitatea aici la noi, nu îi se permitea. A învățat foarte bine, sunt hârtii de la școală, premiantă. În aprilie a venit mama sa. A venit, a luat-o în vizită conform hotărârii și n-a mai adus-o. Conform hotărârii, la programul care l-a stabilit. Și am depus plângere de nerespectare a hotărârii judecătorii la postul de poliție Mușetești. Când a luat legătura șeful de post cu ea, în final s-a prezentat cu fata și fata n-a vrut să mai meargă la ea. A venit înapoi. Tura următoare, când a venit să o ia din nou în vizită, fata a mers și a oprit-o practic acolo. Ce se întâmplă? În perioada asta, ea i-a permis absolut orice. Și de unde vă spun asta? Pentru că telefonul ei a fost logat la calculatorul care avea la noi și pe mesaje ne-am dat seama că i-a permis să bea, să-și trăiască viața, să simtă bine, să se distreze, că nu e nicio problemă, nu mai văd ăia de la Grui. Spune chiar, avem mesajele și se vede scris pe hârtii. Deși fata are 12 ani, da. Și una, chiar când am sunat-o noi să o vedem, se iese pe terasă, ea avea țigara și zice, ce fac cu țigare, mă văd ăștia, dacă nu le convine să-și pună mască. Fetița avea țigara. Da, da, da. Și maica s-a spus, dacă nu-și convine să ne punem noi mască. Înțelegeți? Din mesaje rezultă că pleca cu niște fete cu un anturaj dubios, de altfel cum e și al mamei, consumau bere, strombori, țigări și mergeau în parc. De aici a început declinul. Noi, până la urmă, am zis, domnule, dacă fata vrea, instanța, am înțeles și de la avocat, dar, domnule, ține cont de dorința fetei. Și ne hotărâm să mântotim să renunțăm la acțiune. Adică să nu ne mai luptăm, dacă fata dorește și e bine acolo, o lăsăm acolo. Ca acum să vedem de pe Facebook și am aflat de minunile în care era implicată. Fata, ea nu realizează, acum e tânără, e bine la oraș, e bine acolo, pentru că acolo nu pune nimeni să învețe. Faptul că de când cu pandemia, în perioada aprilie, mai, iunie, ea n-a fost nicio oră de curs. Ea practic era la Mușetești și n-a participat online la nicio oră. De când a rămas logată pe calculatorul de acasă și noi am văzut toate discuțiile cu mama ei, toate discuțiile cu colegele ei, noua gașca asta lor cu care umbla, și le-am văzut și le-am depus la instanță și a văzut că noi le avem și nu le-am dosit, cum să spune, le-am prezentat, domne, nu e în regulă acolo, nu are o educație corectă, uitați ce se întâmplă. Ne-a blocat și pe Facebook și telefoane și tot și n-am mai putut să luăm legătură cu ea. Am căutat telefonul tatălui, fetii care a fost bătută și am solicitat să depună plângere, să ducă la poliție. Eu i-am cerut să ducă să pună plângere la poliție. Am sunat pe șeful de poliție la comună să încerce legătura cu cei de la Târgu Jiu să se sesizeze să facă. Pentru că nu e posibil, dacă era fata mea, nu știu ce era stare. Adică nu e normal. Deci la noi n-avea timp de prostii. Ei, când a dat de libertate asta cu maica sa și a dat voie să facă ce vrea, mama s-a avut un anturaj prost și anturajul fetii a fost pe măsură. Așa ceva, nu credeam că în 3 luni de zile, în 4 luni de 5 luni de zile, poate să coboare atât de mult. Am înțeles că mama s-a luat 5 milioane amendă și fata a recunoscut tot.